poți să fii slabă sau plinuță, nu mă deranjează. Om. Om, om să fii și pis de sau. <laughs> Ia uite, asta vrea o, o doamnă cu vârsta cuprinsă în... Bă, hai să citim asta. Ce? Ce? Mă urmez, Lucian, am 52 de ani și locuiesc la țară în județul Constanța. Sunt pensionat medical de gradul 2, sunt creștin ortodox, am 1,74 m înălțime și 70 de kilograme și aten cu ochii căprui, singur, fără copii, fără obligații familiale, nefumător, antialcoolic, și doresc să cunosc o doamnă cu vârsta cuprinsă între 25 și 70 de ani. Mamă, dar ce paletă largă așa. Aruncă, deci domnul Lucian, aruncați o plasă cam largă totuși. <laughs> de că... Deci are și 52 de ani. și 25 ce are dacă are? 25 în jos, 25 în sus. Da. Și a zis și dacă are 25 de ani mai puțin și dacă are 20 de ani mai mult, nu tot femeie. Și nici nu-i pasă. Ortodoxă sau catolică, văduvă sau divorțată, din orice zona țării, ea poate fi și de etnie slavă. Eu n-am auzit niciodată asta, etnie slavă. Adică răsoaică? Adică... Da, a etnie slavă, nu știu, dar nu ți de... Dar deci... zici, că, zici că e un studiu social, știi, în care cu vârste cuprinse între 25 și 70, etnie, vârstă, are toate puse acolo. Da, dar nu știu de ce a menționat că poate fi și de etnie slavă, pentru că de obicei chestia asta se zice când ai o problemă cu... Da, știi? da. Adică gen să nu crezi că dacă ești de etnie slavă nu te bagă bagăți, poți să fii și de... De obicei asta se zice la... Chestii... Știți cum se zice că rusoaicele nu... -s... Nu, e, adică nu. Și era a zis așa, domnule, să tai Și da, că ești Poți din... să fii chiar și americană. <laughs> chiar nu. E Ea poate fi și pensionată medical. Doar aspectul sufletesc este esențial. <laughs> <laughs> Aș fi atent. Hai să vedem și cum. Știu că am mai făcut asta de multe ori dacă, dacă ați mai prins din asta la episoade în Poirero, că... dar este superb, superb, superb doamna Ica. Și-a mai, și -a mai schimbat... Bă, numele ăsta de la ce vine? De la Vasilica, nu? Nu mai știe. Ica, Vasilica. Doamna Ica este extraordinară pentru că și-a schimbat un pic... E tot din Borsec. În fiecare număr e anunț. La femei este singurul anunț. E doamna Ica de Borsec. Deci am văzut în foarte multe numere de reviste. Din doamna, Borsec? doamna Ica din Borsec, județul Harghita, care dă, doamnă de 70 de ani, care, nu știu, se pare că nu e nimeni atras de o doamnă de 72 de ani din Borsec, pentru că în fiecare număr de reviste este anunțul ăsta matrimonial. Măcar e perseverent asta, da, poți da, Și a început, la mai, la mai Da, și acum este, <laughs> e poezie, fii, atent. fii atent văduvă pensionară fără copii, ardeleancă, ortodoxă, cu credință în bunul Dumnezeu, îngrijită, gospodină, prezentabilă, nefumătoare, antialcoolică, sănătoasă din toate punctele de vedere, fără defecte, activă și puternică. Deci deja doamna Ica e, e femeia perfectă, adică Da. Serios. Și are doar 70 de ani. 72 de ani. 1,65 și 80 de kg. Ceea ce e când zici fără defecte, defecte da. 80 de km la 1,65 e cam un Mă rog. Păcat că are 72 de ani, că uite, puteai să se cu domnul Lucian, care voia până în 70, da. Nu, până 70. în de, să ai 50, până în 75. Deci poate nu, să... nu, nu, 25-70, zice. ce? are 70 Așa. Muzica și curățenia sunt viața mea. Eu am casa mea cu toate cele necesare. Apă, baie, centrală, nu am obligații față de nimeni, am cei 7 ani de acasă, cunosc școala vieții, știu ce înseamnă cinsta, respectul și omenia. Mi-ar plăcea să cunosc un domn corect, care să n-aibă probleme de sănătate, să fie cinstit, de vârstă apropiată și pensionar. Eu locuiesc la 7 km de stațiunea Borsec, județul Harghita, într-o zonă frumoasă, cu aer curat și niște multă și doresc să-mi găsesc jumătatea pentru tot restul vieții. Doresc ca, domnul că să anii. doresc ca domnul să fie de acord să locuiască la mine pentru totdeauna. Să fie ortodox, parfumat și elegant. Parfumat. Ortodox, mie, parfumat, ortodox, parfumat și îmi place, elegant. Îmi place că n-ați spălat, curățat parfumat. Da, da, da. Adică poți să nu te speli dacă te dai cu parfum. Și să nu miroase urât în zona fundului, la sub braț, adică ortodox. da, da? Bun. Deci ortodox, parfumat și elegant. Eu nu umblu după bogății. Mă interesează ca tu să nu ai probleme de sănătate, să nu fii alcoolic și fumător, să nu ai probleme cu legea sau de altă natură, să ai coala vieții și cei șapte ani de acasă. Exclus persoanele care nu corespund anunțului meu, exclus alcoolicii, fumătorii, persoanele certate cu legea, datornicii. Dar îmi place că chiar insistă cu nefumătorul și cu... Da, și tot timpul zice de asta, să n-ai probleme cu legea. Nu știu, doamna Ica o fi avut probleme cu bandiții, nu știu, s-o fi încurcat cu niște haiduci. Cu ștăriar, când, da. când, era ea tânără, 1840, în perioada aia, mai erau haiduci. De, ei nu-și pot imagina că poate să fie cineva nefumător și nealcoolic și să fie ok și să n-ai vă niciun dinte în gură. Da, sau să fie absolut nebun. Da. Adică, <laughs> dacă... <laughs> de ce, de ce credem așa, că oamenii răi sau nebuni fumează și beau? Adică, pot, poate lejer să nu bea și să fie nebun. Parcă... Lejer. Tocmai că mi-ar fi mai frică de cineva care nu bea și nu fumează. Nu? Nu? nu e, e așa? E ceva mai suspect acolo. Da. Și mai ales că toți oamenii ăștia se declară anti ceea ce tot timpul m-a amuzat ca termen. Că una e că nu beau, antialcoolic mi-e zice că gen, nu știu, e că e gen. Nu te poți apropia de alcool. De alcool, nici măcar de oameni care beau alcool. De alcool, de -alcool. cu alcoolul, nu cu oamenii care beau alcool. Da, da. sunt antialcool. Gen, dacă o pui pe doamna Ica, dacă o într-o cadă cu bere, se anulează reciproc, dispare da, da. și Ica și berea. Că e Superb. Da, mă, bine ați venit la un episod nou de uh, cine știe ce podcast. Uh, noi ne-am apucat să citim din uh, asta. Eu sincer am uh, emoții, sunt uh, de ce? anxios. A, de, că ai băut aseară? Nu, uh, pentru că de asta am luat și pauză două săptămâni. Cum, cum ce facem cu succesul ăsta? <laughs> eu deja eu am avut... Păi... Ca... Am luat pauză ca să le zicem la oameni. După alea 5.000 de vizualizări în plus, ne-am luat banii și am fost în vacanță pe, pe treaba asta. Da. Și... A fost, da. Nu știu, a fost... Bo, pe mine m-a șocat cât de bine au mers ultimele trei episoade. A fost ăla cu Vio, care a făcut mai multe vizualizări, după care a venit era cu Dan Bilzerianu de neap. cred că a uitat cineva de la 30 YouTube. 30 de mii, a uitat uh, robinetul, robinetul, cu vizualizări, de vizualizări deschis, deschis, da. deschis da. Și după aia, următorul după ăla, care noi credeam că o să fie nasol, a fost un pic mai bine decât ăla cu Vioșan. nu, atâta succes, fi... mi-a țărit o siguranță pe tablou. Da și n-am mai putut să facem. Și acum cu inima strânsă m-a de acest episod, că zic, dracu, știi ce se întâmplă. Și de-aia am zis să vorbim un pic la început. Asta de... e frica de succes. Da. Asta da. e frica de succes, pentru că atunci când începi să ai, ți frică că poți să pierzi. Asta era, un, asta era un titlu foarte bun de album al lui Grasu, așa trebuia. nu drumul către succes, să fie frica drum, de succes. Drum. drumul către frica cât de succes, <laughs> drumul către frica de succes. <laughs> O, oh, Dumnezeule. Deci, ca să terminăm cu astea administrative foarte rapid, uh, show-uri. Uh, nu știu dacă îl punem miercuri sau joi, că dacă îl punem miercuri, diseară am show de crowd la Comics. Dacă e joi, e când de pun... da. A, 10. Dacă nu, uh, s-a dus. Uh, 16. Da, stai, stai. 10, nu e joi. Nu și 16 uh, septembrie uh, amfiteatrul Eminescu lângă Arena Națională cu uh, El Senior Băra cu El Senior Mirica în deschidere o să fie extraordinar. Deci este 10 e joi. Mat e joi. E. Joi. Atunci dis e joi? E joi. Sigur. Extraordinar. Bine, atunci diseară, clar, diseară, în această seară, joi, diseară, am show de crowdwork improvizat 100% la comics pe terasă, deci dacă mai sunt bilete, vă aștept acolo. Și săptămâna viitoare, pe 16, v-am zis, uh, show complet, uh, am dezasamblat ăsta stand-up, am folosit niște bucăți din el și am pus alte bucăți noi și este... mie îmi place foarte mult. Mie îmi place la, foarte mult. ăsta e la Mihai Minescu. Da, la amfiteatru. Și după aia, de fapt, până atunci dau și o tură prin țară, foarte rapid, să nu vă supărați că vă zic de show dar foarte rapid vă zic. Deci mă duc cu Raul pe 13 la Bacău, 14 la Iași, 15 la Focșani și după aia cu Senior Băra mergem 20 Sibiu, 21 Baia Mare, 22 Cluj, 23 Timișoara, 24 Arad, 25 Alba Iulia. Uh, locația, deci Alba Iulia e, uh, Schit, uh, Arad este Flex, uh, Timișoara <gâng> nu știu. Uh, stai mă, s-ar putea să am un mail. Uh, la Sibiu cred că este Backyard și la uh, Baia Mare este Logout. Deci astea sunt uh, locurile Ui. unde mergem. Da. Și deci ă, asta se întâmplă. Astea sunt ă, show-urile. Uite, Bacău la Valhalla, Iași la veranda și Focșani la Javu. La Valhalla? Da, în curte. Ah, ok. Da. Și Sibiu, Backyard, Baia Mare, Logout, Cluj, Livada, Timișoara, Anturaj, Arad, Curtea de Vară, Albaiulia, Skid Pub. Bun. Deci astea sunt ă, ă, show și asta am să port de seară. la crowdwork. Da, pentru că am zis că dacă tot mă acuză lumea că sunt arogant, dec să dau înapoi, mai bine mă accelerez. <laughs> nu, de la Cornel Drăghie am primit tricouri, am protestat, dar mi-a zis că nu are ce să facă, el mi l-a făcut, dar am să-l port. Cornel Drăghie, mulțumesc mult, găsiți designurile lui pe nanana.ro. O să punem un link la colecția lui. A făcut o colecție de tricouri și e foarte șmecheră și am primit și eu și Vio și Costan. Am primit tricouri de la el. Deci, mulțumim mult, Cornel. ăsta îl port seară la crowdwork. Gata. S-a terminat buletinul de știri. Urmează rău. Victor Bora cu Meteo. Eu sunt foarte, eu sunt foarte curios la, la asta la crowdwork, pentru că eu am, am, văzut că și dacă vorbesc primele minute într-un spectacol uh, și nu sunt glume, deja pierzi oamenii. Și eu sunt curios, cum, de unde îți aduni o putere mentală să faci asta o oră? Bă, mă urc pe scenă și încerc să mă spăl singur pe creier cu gândul că inevitabil va fi bine. Deci, <laughs> <laughs> efectiv, mă urc pe scenă și le și zic la oameni că, bă, o să fie mai greu la început, dar o să fie bine până la știi? Și efectiv trebuie să strângi din dinți și na, 10 minute o să fie greu. Na, da. Ce să-i faci? Și după aia o să fie bine. E mișto că având limită, adică nu-i de parcă știu că în 20 de minute trebuie să se termine și gata, știu că pot să merg o oră, o oră și ceva, adică pot să... A, poți să tot plusezi până îi Da, până -i și deci asta e faza. E un show foarte interesant, mie mi îmi place foarte mult să-l fac, am fost absolut căcat pe mine de frică în prima dată când l-am făcut. A doua oară, pentru că prima oară și bine, am fost exact cu drumul către frica de succes. Am fost, aoleo, prima oară și deci acum clar nu mai este ca așa se întâmplă cu o dată și o dată. Și după aia am mai făcut, cred că încă o dată și a fost ok. Și acum am un drag, de-abia aștept să mă întorc pe terasă la comics, de-abia aștept să, chiar mi-e dor de terasa aia și o să fie foarte tare. Și după cum v-am promis, am făcut o tombolă. Deci, deci, zi. Ca să ca să explicăm, sunt pe pe Patreon acum s-au adunat foarte, foarte mulți oameni și o pun pună startul la Q&A și în două zile se adună extrem de multe răspunsuri și s-ar prelungi întrebări, uh, întrebări și se prelungește Q&A-ul la 3-4 ore dacă, da. Și atunci ținem Q&A-ul cam într-o oră jumate și restul de întrebări ne-am gândit să răspundem la ele și în podcasturile da. și am zis, bă, pentru toată lumea. Hai să facem așa, dacă tot, că trebuie unul să o dea în bară cu vizualizare, probabil că ăsta o să o dea în bară. N-avem cum să mergem numai din succes în succes, da. Da? da? Bun. Și atunci, eu m-am gândit așa, bă, dacă tot s-ar putea să fie ăsta la care nu face, hai măcar să facem altceva, să facem, bă, ne jucăm, da, ne distrăm da. un pic, și atunci, ce, la ce întrebări n-am reușit să răspundem uh, pentru pe pe Patreon, Patreon. le-am pus într-o căciulă și am zis să tragem din și să vedem, eu nu le știu, Victor Nici le știe. Nu le știu. Le -am, adică le-am tăiat doar, dar nu m-am uitat pe ele să le Bun. citesc, că simțim nevoia să 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 facem. Și am zis că, că hai, să facem așa. hai să facem așa, fii atent, ia. Giulia, bom! Cum ați reușit să rămâneți sănătoși în toată perioada asta a pandemiei? Ați descoperit vreun hobby nou? Cum adică am reușit să rămânem sănătoși aici? Ma, ma... concentrează pe partea a <laughs> doua. descoperit vreun hobby nou? M-am blocat în, prima parte. Dacă am descoperit un hobby nou. Nu, no, dar am folosit... Am folosit asta cu 3D printing-ul ca să... A, da, tu chiar ai făcut... Uh... Da, da că nu puteam să beau și atunci eram nevoit să găsesc un alt out outlet. E foarte interesantă chestia aia cu printre, 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 imprimanta 3D, <laughs> dar pe mine mă fascinează chestia asta că n-ai băut. Deci, aia mi se pare par o activitate în sine. Da. Deci în contextul ăla de anxietate de, de la pandemie și de izolare și de asta, în condiții în care, adică, bă, era una dintre cele mai plăcute activități, cele mai utile, cele mai, nu știu, mai ales la început de tot. Am fost raw dogging tot e extraordinar că pandemia. Băut, tu n-ai băut deloc. Da. Incredibil. Da, merit un premiu pentru asta și premiul este că nu o să mor de ciroză. Deocamdată, stai calm. Deocamdată, calma. stai, da, da, da. Dar nu, adică mi-a dat, mi s-a reparat în șase luni, ficatul. Da mă, dar un păhărel de vin după ce stai închis ca o pasăre în colivie acolo, că ne-a ne izolat oculta ca să ne distrugă psihic, <laughs> pentru că știu că suntem neam de daci și... Oh, Eu așteptam, așteptam să văd, nu voiam să mă prindă oculta băut și am stat treaz. <laughs> Apoi ce. ce deci, pentru Băra, uh, any advice on how to cope with anxiety panic attacks? Mm. Nu prea. Eu, când am avut atacurile de panică, m-am scârcit să mă duc la psiholog și am rămas cu anxietate. Și ar trebui să mă duc, dar tot evit. Ar trebui, da. Singurul lucru pe care poți să-l faci când ai atacuri de panică, e să mergi la psiholog să vezi sorsa. De obicei e frica de moarte la bază la atacurile de panică. Și bine, poate să fie și influență fizică, poți să ai din cauza că nu știu, îți mai multe chestii, poți să ai cu glanda și asta să-ți să afecteze, să-ți de anxietate, adică poți să ai mai multe afecțiuni și fizice care să funcționeze așa, sau psihice, sau sunt o grămadă de lucruri, dar de obicei dacă ești sănătos, înseamnă că îți rămâne să mergi la psiholog. Păi, eu am, eu am un atunci când mă mai ia, și uneori mă mai ia din senin, mi s-a întâmplat și noaptea, adică mi s-a întâmplat noaptea să Mă trezesc din somn cu atacuri de panică? Da, bine, n-am avut, avut niciodată atacuri de panică din alea gen să te duci la spital, știi, de alea crunte. Dar mă ia, cred că sunt mai degrabă atacuri de anxietate. Adică, da, că e o anxietate da. foarte puternică, nu e neapărat atacuri de panică. Adică, n-am -am manifestări fizice, n-am alea că să nu mai pot să respir sau să, știi, alea grave. Dar mă ia chestia impending sense of doom, da, chestia așa. Da. Și am descoperit că am descoperit că e foarte important să respiri adânc și regulat. Deci asta mi se pare că e o chestie, am și auzit că într adevăr chiar e eu, uh... deci încerca, încearcă chestia asta, serios, dacă te ia nasol și așa, Uh, respirația asta, nu știu, se inspiri 3 secunde, ții 3 secunde, expiri 3 Da, secunde și asta și... ajută respirația. Da. Dar eu zic, adică, într adevăr să nu bei mult timp, chiar te ajută. Adică eu mie mi-a dispărut anxietatea grav de tot. Adică înainte sufeream mult Serio? din cauza asta, da. Și după 6 luni de nebăut sunt așa, mă simt ca un tank emoțional. Nu, nu mai am uh, fluxul ăla și mi am mai chiar că am zis, eu paranoia și am, am, o aplicație de să monitorizezi uh, emoti, adică cum te simți, mood -ul. Și în două luni jumate, pus așa, super... Uh... Ai o aplicație care îți monitorizează cum te simți? Da. Că am zis, am zis bă, mi se pare Iată mie. Puțin. Cum să nu mai tragi nasul atât de tare, serios, că e foarte stresant, îmi pare rău. Hai, hai. Îmi pare rău, știu că nu pot să contezi, dar e, e, chiar foarte stresant, e, dă ca așa, <lip> Dă pe... Îmi rău, Comunicarea este cheia într-o relație și nu de ce mi-ar răzmuie când îți spun doar ce simt, adică... 4, 5... Așa, dar da, e foarte important să avem grijă de nevoile celuilalt. Asta e foarte important. Așa. A, ce mi-a dat, mi s-a afundat o ureche. Da, pe bune, că e stresant. Da, mă. Așa, pentru Teo, ai simțit vreodată că ești lost din punct de vedere al carierei? Da. Sunt curioasă cum reușești să te redresezi. Nu, nu, știu, nu știu dacă. Și dacă te gândești vreodată că ar trebui să faci altceva? Nu mai. Nu cred că mai poți să. Hai să luăm de la capăt. Nu cred că aș putea să mai. Să mai. Să re renunț. Să, te să renunț la stand-up să fac altceva, nu. nu. Și faza e că în niciun caz, adică și având în vedere că acum niște ani de zile am intrat într-o zonă care nu le-a mai plăcut la oameni și mi-au scăzut vânzările, în ultima vreme se redresează încet, încet ca vânzări, dar eu simt că eu mă simt mult mai bine cu ceea ce fac și înțeleg de ce am avut scăderea. În niciun moment nu mi-a mers atât de rău încât să zic, bă, nu mai asta, nu mai merge. Adică, Julia, nu am avut vreun moment în care zic, bă, gata, nu mai pot să trezi din asta, s-a dus, nu mai vrea nimeni să vină la niciun show. Adică, am avut niște fluctuații de vânzări. Bine, le-am și simțit în comparație cu Costel, care a avut o explozie acum vreo 2-3 ani și exact vorba lui Vio, că orice supăraie vine într-o comparație, pentru că eu dacă mă uitam pe... Deci mi-au căzut vânzările pe orașe mici dar pe orașele mari au crescut încet, încet, știi? Okay. Și, deci, era, era într-un fel, e foarte important la ce te raportezi, că, de exemplu, Costel vindea 1000 de bilete, eu vindeam 600. Și eram gen, uite, merge rău, că a vândut Costel 1000 de bilete și am vândut 600, dar dacă mă uitam pe cifre, cu una an înainte vândusem 500 sau 450, sau, adică treaba era un ușoară creștere, știi? Deci nu știu ce să zic. Că eu am perceput-o ca o scădere, dar de fapt a crescut costel foarte mult. De fapt trebuie doar să dai un zoom out când... Da, da, da. Și să te uiți exact la ce, să ai grijă la ce te raportezi. Pe de altă parte, pe orașele mici, da. Pe orașele mici chiar a, a căzut treaba. Adică după ce s-a dus toată treaba aia, când eram noi la început și 2007, 2008, 2009, 2010, așa, după 2010 chiar a început să scadă un pic. Uh, și în orice caz, acum, în orașele mici, televizorul vinde, adică, da, sau, da. mă rog, dacă ai ceva viral puternic pe net, dar nu, în orașele mici, acum, nu prea... Dar pe orașele mari e, e ok. Dar îți repet, ca, ca să îi răspund la întrebare, nu m-am simțit niciodată, adică niciodată n-a fost ca vânzare ca asta, în punctul ăla în care zic, bă, gata, trebuie să fac altceva. Iar apropo de redresat, nu m-am gândit. Eu, eu nu, eu nu am chis de asta de planificat cariera, nu știu, ar fost minunat să am pe cineva, care să știe lucruri de astea, sau să fiu eu mai preocupat de chestia asta. Eu ce pot să spun este că am simțit că m-am redresat la un moment dat psihic, apropo de cum îmi privesc meseria. Adică știu că am fost într-o zonă mai nasoală psihic, și care se reflecta foarte puternic pe scenă, și am încercat să mă redresez. Eu personal zic ca după aia să fiu mai ok pe scenă Și din, din perioada aia în care am, 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 încercat să fiu mai personal mai Să examinez eu niște chestii, să le zic pe scenă să așa A început respingerea publicului Și la modul, bă, nu ne interesează, zic glume Glume, unde-s glumele, știi? Și am avut chestia asta arogantă și uh, egocentristă De bă, nu, eu o să mă duc să fac să introspecții, nu știu ce. De unde au ieșit niște glume care mie mi-au plăcut, de exemplu, din sută la 100% păreri, bucata aia cu frica de fericire și cu aia, mie mi-au plăcut foarte mult, de că chiar mi se pare niște glume bune, niște construcții bune, respinse de oameni, că și în comentarii acolo s-a văzut clar da, că... aia mi s-a părut super nu, ciudat. Ăla e praf, e de lâmpul la mea, e terminată la aia, nu știu ce așa. Dovadă că nu vor, oamenii resping zona asta mai personală, nu știu ce? bine. Nici eu nu sunt cel mai carismatic și plăcut om din lume, dar Uh, redresarea asta a fost gen, bă, stai puțin să mă pun mai mult pe o treabă mai, uh, uh, da, mai... mai nu atât de personală, să nu mai fie atât de, știi, pentru că în momentul în care faci stand-up foarte personal, trebuie ca oamenii să te iubească ca să accepte chestia aia, cum e la Costel. Pe, pe Costel îl iubesc efectiv oamenii și atunci acceptă ca el să vorbească despre viața lui și despre ce trăiește și așa. Dacă oamenii n-au dragostea dacă n-au aia, atunci nu poți să te duci atât de Am impresia că, că să poți să vorbești personal, dar să fie chestii care sunt foarte ușor de văzut. De da, da, relatable. Da, da, foarte da, relatable. Da, da. Bun, nu știu dacă ți-am răspuns foarte bine la întrebare, dar nu vreau să mai bat câmpii foarte mult, că ne-au zis oamenii că nu mai vor să audă despre de, stand-up. De stand Ia să vedem. Teo, ai vreo idee despre noul tău special? <laughs> <laughs> Perfect timing, perfect timing, Andrei să Ăă, bă, foarte pe scurt, nu știu dacă mai nu știu dacă mai are rost. Adică m-am uitat la cât de puțin vizualizare a făcut aia e și mi-am dat seama că dacă îl puneam pe bucăți, era mult mai bine. Adică dacă nu făceam un special și dacă puneam materialul la pe bucăți de 15 minute așa, separate pe subiecte, pentru ce cred că mergea mult mai bine. Și atunci dar să încă mai poți face, adică poți să tai din el să o pui. Am să încerc să fac și asta. Dar ca idee nu sunt sigur dacă mai are rost de făcut special. Asta nu înseamnă că nu o să mai pun pe net, dar nu, nu o oră. Adică cred că, cred că oamenii sunt un pic intimidați așa când văd 55 de minute, o oră și 3 minute, fără, bă, e chestia la care trebuie să mă înham. Știi că e... Și ciudat mi se pare că eu de ea da. aștept să văd ceva de oră da, și mână, să mă pun ești. în pat frumos și... Da, mă, dar tu ești... ai o altă viziune. Mă refer la marea masă, doamne, știi? Și e, e, foarte interesant că se întâmplă chestia asta. Am văzut foarte multe glume făcute cu asta, că știi că acum e treaba asta cu binging. Cu da, un... da, să... da, da. Tu ai observat că, sunt, că oamenii fac binging de seriale, dar... 10 ore. Dar dacă e un film de oră 50 sau așa, simți că nu te, că nu, că, că nu ți vine să te înhami la el. Deci eu am simțit chestia asta. N-am o problemă să mă uit la 12 episoade de o oră. Deci mi s-a întâmplat să mă uit 12 ore în continuu la un serial. Dar dacă îmi ziceai, uite-te la filmul ăsta de două ore, da. nu, e prea lung. E, pe, e angajamentul mult prea mare. Da, da. da. E foarte ciudat că nu pentru că, Tocmai pentru că vine în blocurile alea de o oră, ai, simți, ai simți că tot timpul ai control asupra. A, mă mai uit la un episod, e pe unități gata. discrete, știi? Un episod, o oră, pot să mă opresc. Nu mă opresc. Hai că mai bag unul și tot așa, știi? Pe când la film, bucata e două ore și. A, păi, el are controlul. Filmul are controlul, nu eu. Da, 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 da. Ce oameni susțineți pe Patreon voi? Ce? Sau cu. Ce oameni susțineți pe Patreon a. voi? Sau cu bani oriunde în altă parte? Eu, eu pe Patreon dau 5 dolari pe lună unui băiat, Ralfi, băiat, e un domn în toată firea, are aproape 60 de ani, cred. Ralfi este un domn care face recenzii de whisky la el în pivniță, el trăiește pe o insulă mică între Scoția și Irlanda, în mijlocul canalului dintre Scoția și Irlanda. Nu știu ce e acolo, mare canal, nu știu exact ce. Dar e o insulă foarte mică, era acolo trește, și în pivniță face recenzii de whisky. Și este foarte, foarte mișto, îmi place foarte mult el. Și deci lui îi dau 5 dolari pe lună. În rest, pe Patreon nu am susținere. Ce am făcut? Am mai tot susținut proiecte individuale când au avut de asta, crowdsourcing sau nu știu ce, crowdfunding. Am mai susținut artiști așa, dând Eu bani de obicei, punctual. Dau, am văzut la, la, Adică când îmi place un loc, dar nu știu dacă se pune, cum îmi place la mat acolo. A, dacă sunteți din București, la mat. M-A-T. <gântu -i> M-A-T. a t De la da. ce vine M-A-T? E, e da? Bucătarul este Alex Iacob. Ni Alex, se, se, optește din regia. Este... Șef, nu e bucăt. Bă, dar serios acum, e diferență efectivă între șef și... Adică bucătar șef, dacă zici. Ce? Nu, dar bine, ok. Bine că... Bine că nu vrei să la un, la un, lucru te-ai putea pricepe și când am nevoie de tine, ce faci, stai și stragi nasul acolo. Dar, pe mine, dacă zici bucătar, ai că înțeleg că bucătar poate să fie la modul. A, este doar un executant, dăm Dar, dacă zici bucătar, șef, nu ai acel lucru cu. le șef? Poate. Adică, de a a, da, El este făcut el el restaurantul și deși bucătar-șef. Da. Șef, da, 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 da. Este e... jignitor pentru. Pentru un om. Ai, nu, acum E jignitor să. Să fie, să ai Presupune să ai experiență și să fi lucrat cu bucătării. Să fi lucrat cu... Eu repet că nu știu dacă exact, te auzi. Tu vorbești foarte calm, de parcă te auzi bine. Da, Zi mai pe scurt, că nu ai microfon, nu te auzi. Da, trebuie să ai și ce referență, să fi lucrat cu, mulți bucătari, cu alți bucătar cunoscut, să ai foarte mulți ani bucătari, Da, mă, ok, am înțeles. Da. Șef înseamnă mare, mare... Și nu sunt bucătar, nu șefi. Da, și deci e jignitor dacă zici bucatarul Depinde de om. Acum, Depinde dacă de Trebuie iaco, probabil Ai... o să zic nu. Ai văzut Ai văzut altul, zică, Ai văzut Ai văzut că poți să țipi? Ai văzut că poți să te auzi? Nu, nu, nu. Nu mai A bravo, asta, asta, să audă tot publicul nostru. <sus> <sus> Regia pe <Pizis> A sa, <sus> din nou. Bun. Fiată când de e chestia asta. <sus> uh, de a apropo Meate, da, de la ce vine Meate? Care este un restaurant? E un loc de tacos. Care este absolut extraordinar. Deci, atât de mult îmi place locul ăla. Am fost, da. cred că de vreo 5 ori. după Eu ce am pot discutit. să Ma... spun că recomand foarte mult. Tacos de vită. De vită și mie îmi place foarte mult și ala de pește. Deci, dacă mergeți la Meate, încercați Ma... să. Ma ce? Ma... Masa artizanală, tacheria, bine, ok. Și atâta e atât de plăcut că e simplu, are câteva, e minunat să ai câteva chestii în meniu, dar alea foarte da. bine făcute. Păi au numai tacos, nu? Și niște tacos 5 înghețată. Cinci tacos, 5 tacos. Partatas, și cartof și... Și... și patatas bravas, da, da și trei înghețături. Așa, și înghețata care este extraordinară și trebuie să o încercați. Fii atent! Dar uh... mai banii o să veniți. așa Po, M-am lăs gândit, poți să-ți tragi nasul și să nu mai țipi? <gri> mă, tăcut până acum. Da, nu, corect, așa adevărat. Și la painar o să veniți. <gri> Fii atent cât de Eu tot vreau să ajung următoarea bucată, mi se pare senzațional. Alexandru Bertalan, voi aveți salam în frigider? Asta scrie acolo? Da. Ai? Nu. Nu, nici eu. Am eu o teorie cum ca așa îți dai seama că ai reușit în viață. Dacă îți dispare salamul din frigider. <laughs> este, este, este extraordinar. Salamul nu se ține în frigider, salam se ține în inimă, Alexandru. <laughs> Descureți deci, cum ajungi la, la teoria asta. E salamul ceva mâncarea săracului? Mă, nu cred. Ba da, este. Păi fii atent. Eu cred că treaba e la modul următor. Uh, salamul la noi este mâncare de săraci. De ce? Pentru că noi nu am avut noi pe vremea comunismului aveam salam și era prost, în afară de salamul de Sibiu, care era de lux. Da. Salamul de Sibiu care, care era zic de lux. Că nu se face la Sibiu? Nu, se face la Mediaș, la Mediaș parcă se face, Da. da. Uh, dar faza este că Lăsând la o parte salamul de Sibiu, că era mai scump și mai rar și era de lux așa, salamul general era o morții lui. De unde și vestita fază de după Revoluție, când îi ziceau lui Rațiu că el n-a mâncat salam cu soia. da Că da. se băga în salam ca cu, să cu, iasă la volumă soia, soia ca să îl umfle și okay. așa. Și Deci salamul era gen nașpa și noi n-am avut, nu știu, cum au italienii, de exemplu, zeci Procunto de tip. Și... Da, în general mezelurile să fie ceva fin și de lucru și salamul să fie uh, ceva uh, foarte bun, să fie premium. Știi, nu prea am avut de-astea, dar de eu cam rămas cu salamul, nu e ceva bun. Dar nici eu, e ieftin salam? Cât costă salamul? E și ieftin, e și scump, depinde. Nu-i nu nu vorba că am bani, că n-am, dar... Uh... E vorba că eu nu mănânc salam pentru că e foarte nesănătos. E extrem de nesănătos. Păi, vezi, și atunci de asta e istoria lui Alexandru cu asta: că ai roșii în viață când nu dispare salamul din frigider, pentru că el și în sine este nesănătos, că este plin de conservanți și de grăsime de și azi, așa. Mai așa. bine mânci fasole decât salam. Da, nutrițional vorbind, da, normal, da. da. Nu e la fel de bun, da. Da. Ce se întâmplă? Ok, bun. Dar dacă nu vrei să vorbești, nu scoate nici zgomote. Dacă scoți zgomote, mai bine vorbești decât doar să scoți zgomote. deci, am o că așa să dai că că în viața, că dispare să nu frigider. Și dacă aveți, ce recomandări aveți? Băi, sensul. se pare că o ducem bine, am reușit în viață, nu avem salamul Cred că salamul frigider. de Sibiu ar fi... Poftim? Salamul uscat, da, eu, la un moment dat, am vorbit cu un om care lucra la Cristim și uh, care, uh, cu care eram într-o vizită în magazin, uh, când lucram la Blio, că lucram pe niște mezeluri de -ale lor. Și, vorbind cu omul ăla care lucra la o firmă de mezeluri, l-am întrebat așa, după o vreme, bă, dar ce mezeluri sunt sănătoase, știi? Și eu m fost foarte sincer, a zis, niciunul. Și zic ok, dar din asta că nu sunt sănătoase, care e cel mai puțin Nesănătos? Și eu mai zis, bă, toate care sunt cruduscate. Da. Deci toate da, mezelurile da. care sunt cruduscate, că sunt cârnați, salam sau nu știu ce, dacă e cruduscat, Alexandru, asta ar fi recomandarea noastră de la sursă, de la o firmă care produce mezeluri Nu are rădăo probabil, așa. Cruduscatele uh, sunt mai puțin procesate. Nu, 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 nu. Crudu. Alea sunt. Alea sunt cruduscatele care sunt din Italia, adică alea da, da, da. Alea sunt sare și timp, când dă, dă pulpa de porc cu sare și o ține la uscat și da, la noi cruduscate înseamnă că nu sunt atât de fierte și de aditivate Sunt mai puțin procesate mezelurile cruduscate, au mai puțin aditiv și sunt mai puțin procesate Pentru că tot ce înseamnă parizări și crembușele. alea Mamă, Sunt făcute crembuși. din, sunt făcute din, da, pasta aia este ceva, da, ce intră în pasta aia nu e clar. Exact cum aveam eu gluma că sunt bucăți din porc de care, de care porcul de care nu știe na, că da, le are. Da. Deci intră găuzul, fleapele, ce este între copită, nu știu, e ceva ah. <laughs> din ce se face aia. Deci, uh, Alexandru, uh, crud uscate. Dar recomandare pentru oameni, în loc de mezeluri, mâncați fasole. Mâncați-o, <laughs> mâncați da, cârnații tot mezel sunt. Dar nu sunt fel Ba da, sunt fix la fel de nașpa. ba da. Nu au conservanță aia făcut de producători. Au grăsime, proteine Stai un puțin. Nu vorbim acum de cârnații artizanale pe care îi găsești tu la producători mici, locali, nu știu ce. Vorbim dacă te duci la Kaufland și cauți cârnații. Cârnații aia sunt plini de... Te duci în obor și găsești care sunt la la aditivați, posibil, nu sunt posibil, numai carne. Acum mi-am dat seama. Da, dar să știi că eu am un problem un pic cu chestia asta cu țara, mi se pare că noi idealizăm foarte mult chestia și nu sunt controlate. Nu. Și ce, ce cred eu că sunt adică nu ce cred, ci am și citit, am mai găsit în unele locuri că se întâmplă, este că faptul mai ales la legume se întâmplă chestia asta oamenii țăranii, adică foarte mici producători, așa, folosesc o groază de pesticide și de îngrășăminte și de asta. Adică oamenii zic, mamă, e de la țăranii, înseamnă că e fără chimicale, e crescută, curat. Nu! Nu! Chiar nu! Pentru că e foarte greu. Adică toate chimicalele și toate îngrășămintele și pesticidele și astea au apărut, au prins și se vând în draci pentru că își fac treaba foarte bine și te ajută să crești broșia. Că altfel au boli, au... Da, da, și deci îți iese roșia repede, mare, nu știu ce. Uh, normal, adică nu e o chestie, nu. oamenii care folosesc îngrășăminte și pe nu o fac din răutate, nu o fac din evilness. din ia mă să le bag la ăștia o travă în ei sau ce. E cum pune, să spune. pune. Da, cip, uh, pune chipuri, în, în pesticide. Da. 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 Și uh, Oamenii au impresia că, că la țară nu se folosește niciun fel de îngrășământ sau de pescid. Ba da, se folosește. Și apropo și în agricultura eco, bio, uh, se, se folosesc. Folosez, dar știu că sunt unele mai puțin... Uh... Nu, sunt unele interzise. Adică da. când, ca să ai certificarea eco slash bio, că știu că sunt diferențe între ele, nu vreau să mănânc cata acum, că nu știu foarte bine, dar nu mai știu că la eco sau Sunt câteva interzise, dar asta nu înseamnă că nu poți să folosești niciun Îngrășimul sau pesticid. Și sunt mai spun scumpe probabil că și din cauza că ia mai mult timp să crească sau nu folosesc... Uneori sunt cam crescute cam la fel, doar că nu cu de poli aia, cu de polista aia altă. Dar în orice caz oamenii sunt, da. Ce? Zi de să de Sibiu. Sunt cinci firme care au dreptul să producă salam de Sunt cinci firme care au dreptul să producă salam de Sibiu. Dar nu trebuie să le zici pe toate. Că... nu o să mai face doar la Sibiu. Doar la media. Păi salamul de sibiu. Da, normal că nu se face numai acolo. E un brand acum, că e o chestie de denumire de origine protejată probabil. Da. Da. Da, dar da, nu se mai face numai, numai acolo. Dar oamenii stop să dați de asta frate cu uh, uh, curat să nu pui nimic să. Oana uh, cuantă care are bistro de la Arte în Brașov, a pățit chestia asta și am văzut la postare și m-a amuzat foarte tare că a, a, postat o roșie mare care era, deci în partea elaltă de unde are codița, la fund așa, era, nu era închisă, nu avea toate da, așa. Da. Era, a, știu, de rămâne ceva deschis. Da. rămâne deschis așa și era, avea o formă ciudată, știi? Uh, și a postat și a zis că, bă, uite, dacă vă creșteți roșii și arată așa, Înseamnă, asta înseamnă că nu s-a închis floarea până la capăt și asta înseamnă că e o def deficiență de bor, care este un, un um, element. Da, da. E efectiv un element chimic. Sper să, sper că ți minte exact care era. Nu, nu mai stau să caut acum, că așa și așa a mers pătrat <laughs> podcastul. Uh, cred că bor era. Și a zis, bă... Puneți bor unde plantează și puneți bor, că dacă e deficiență de bor în sol, nu se închide floarea până la capăt, ci rămâne roșia mal formată, cum noi. Și a comentat un mă, și a zis, bă, dar roșii curate, fără toate chimicalele, nu mai știți să faceți. Bă, nu sunt chimicale, nu e un complex, nu e un grășământ, nu e un, e doar, adică, pământul, în mod normal, are un are... nivel de bor și acolo are mai puțin, adică, cum ar veni, planta e prost hrănită. Deci postarea ei era, bă, aveți grijă să vă hrăniți cum trebuie, planta ca să iasă... Oamenii proși. nu înțeleg chestia asta, că chimicalele există, există deja în pământ sol. și tu doar dai în plus la ce nu mai da, e. Da, pentru, pentru că pot să dispară sau unele, unele tipuri de sol poate să aibă o altă compoziție chimică, bă, ajută planta să fie sănătoasă. E, femeia ce a înțeles, a, pui lucruri în pământ, păi înseamnă clar că de tu a. bași chimicale în plantele alea și îți bagi joc de roșii. Păi, e nebună, roșia aia nu e sănătoasă, nu e ok, planta aia nu e ok, că nu are în sol chestia. Dar sunt obsedați oamenii de chestia. Da. Și, din păcate, la țărani nu înseamnă că nu folosesc. Da. Adelina Stoica, Tudor și Nagel, Tubel, candidat la sectorul 1. Sunteți de acord cu mesajul candidaturii? Habar n care -i. No, eu am văzut un pic, e un băiat care candidează la mișto, nu știu, chestia asta cu n-am dar vreau, ăsta era sloganul și eu o candidatură la mișto, nu știu, e ceva, okay. mișto. Uh, nu știu destul de cât să Ia să vedem, ce mai avem aici? Ana? Era unul, era un oh. foarte A scris cineva efectiv un eseu? A, ah, nu, am văzut că e unul foarte mai, nu, dar astea sunt multe întrebări. Ce părere aveți de Frankie Boyle? da, e mișto. Eu nu știu cine e. Bun. Te-o mai mergi până la Odessa cu trenul? Stai tu! Ai spus asta la podcast? Cred că am povestit. Că, am eu, atat. că eu dar ne-ai povestit în mașină. Da, da, v-am povestit acum atât. nu, n-aș mai face asta. Nu, n-aș mai trece până Transnistria. <laughs> or Furry or plushofile, who is more degenerate? Eu nu știu exact plușul ce... Plușofilii sunt oameni care sunt atrași sexual de jucări jucării de, de, pluș de pluș și fac sex cu ele. Fac sex cu jucării de pluș. La fac sex, adică să nu ți închipui numai că, le, că iau jucăria de pluș și fac un sex în ea. Unul fac sex cu jucăria de pluș în ei. <laughs> Le atașează niște... Din A, păi pe... eu așa m-am gândit A, A, serios? Da. Mm. <laughs> păi <laughs> m-am gândit, dacă vrei să faci Când auzi de cineva face sex cu ceva, tu nu te gândești că și o bagă în chestia aia? Te gândești că își bagă chestia aia în fund? A, nu, stai, invers. Eu credeam, nu. Deci în jucărie trebuie să bagi ceva, că... dar nu o să bagi direct în pluș. P nu nu, nu, nu. Eu mă refer la faptul că iau, unii iau jucăria și o fud, dar și alții bagă în da, bun. atașează la jucăriile de pluș niște dildo -și după aia și Aaaa, le... Ok, ok. Da. Dar am văzut, am văzut chestii e Da. De Fări. Ăștia, ăștia, sunt plușofilii. Și fării sunt oameni sunt... care se cred... Eu, sincer să spun, nu vreau acum să judec cu oamenii că, bă, fiecare cu dam lui. Bă, atâta timp când nu faci rău la nimeni. Da. Dar dacă mă forțezi, adică dacă îmi pui un uh, animalus de pluș cu un dildo la tâmplă, ai <laughs> uh, zice că mi se pare că furries sunt un pic mai deranjați decât Dar furries, care e. Furries cu... se cred animale. Se... Ah! De să desef da, uh, kin folk, nu știu, de ăștia, de eu sunt vulpe. Adică mi se pare la plușofil că este o chestie mult mai punctuală și mai restrânsă, gen, bă, eu am, vreau să fut această grămadă de da, pluș. Da. Eu vreau să fut grămadă. Pe când la fărizi e un pic mai e, o, e și psihic. Da, e o chestie foarte de identitate, de identitate exact. Adică una ai să zici, bă, eu sunt Victor, un băiat din Sibiu, dar care este excitat de o bucată de pluș Și alta e să zici, eu, eu sunt Ara, da, no v -v vulpea da. și eu sunt o vulpe și eu vreau să arăt ca o vulpe și să mă fut cu o vulpoaică. Dar era, era, o mai... memă, era o memă cu unul care zicea că identify as a wolf uh -huh. și la sfârșit făcea așa, uf. Da. Da, da, da. Dar să spun că e mult, mai, e mult mai adâncă. De fapt, cred că asta e cum, e mult mai adâncă treaba la fărizi decât la. Adică sunt niște tulburări de identitate. Tu dai seama că oamenii care au. Fă, adică care sunt fărizi, care au fantezii cu animale, dacă sunt animale care nu te omoară. Că dacă ești fării urs și ai fantezii cu urși, nu, nu e nicio șansă în care tu să fuți un urs. Da. Pentru că e destul de riscant. Chiar Dar nu, faci nu, cred nu, că nu asta. Nou, nu sunt zoofili. Făriți nu sunt zofi, deci ei nu au fant ei, ei nu, ei nu au, sunt atrași de animal. Ei sunt atrași oarecum de alți oameni care sunt tot așa. Adică. Sau să îmbraci un animal într-un om? și să Nu, fie invers, animal, se îmbracă un animal. În da, animal. da, da, și chiar se îmbracă în costum. Da, am văzut, am văzut, da. De... da. Și fac sex unii cu alții îmbrăcați în costum. Asta mi se pare atât de ciudat că de obicei pot să mă gândesc la zoo când e o devia deviație. Când e ceva mai ciudat, pot să mă gândesc, a, deci se duce în zona aia. Dar aici, efectiv, nu nu știu, nu știu pe unde se duce legătura. Și de asta spun că e mult mai complexă și adâncă treaba. Pe că la plușofil e mult mai... Na, e acolo, e... Na. Să da, se ca de... sunt unii oameni care, eu tot timpul dau exemplu ăsta, sunt unii oameni care fut se de eșapament, așa că mașini, adică sunt da, sexual da, de mașini. Da. Oamenii se simt atrași sexual de foarte multe lucruri. Nu mai știi că erau și alea, că erau femei care s-a îndrăgostit de un pod? Nu mai știu da, care. da, 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 am văzut, am văzut chestiile alea. Ce ați alege dintre... Cosmiuc Gabi ne-a dat-o mult. Ce ați alege dintre a avea ciorapul o leacă ud, pentru tot restul vieții a. sau să vă urmărească o muscă și să vă deranjeze pentru tot restul vieții? Ciorapul. Leacul. Ciorapul. Ciorapul. Că eu am atâtea nopți pierdute din cauza la, la muște și la țânțari. Da. Mi se pare că, eu știu de ce mă arunc să zic direct ciorapul, pentru că mi se pare că ciorapul un pic wood este o chestie cu care poți să te obișnuiești. Te obișnuiești și nu mai simți. Da, nu mai simți. Pentru că ciorapul o că ud e tot timpul o leacă ud. Și atât. Pe când musca nu face același zgomot. Dacă musca ar sta la aceeași distanță de oreche tot timpul, ai filtra, n-ai mai... Dar se schimbă constant. Dar se schimbă constant și n-ai cum să ignori o chestie care se schimbă constant. Pe când ciorapul, dacă e o leacă atunci e o leacă tot timpul și nu poți să-l ignori. Uite, voiam să întreb, de exemplu, ce ți se întâmpla, nu știu, când ai fost copil și, de exemplu, mergeai pe stradă și erau bălți sau da. ploa și te udai puțin la popuci da. și deja devenise de rap cam prea ud da. și îți băgai pula și te băgai cu totul cu picioarele în baltă? Da, e un punct de la care... Adică, ciorap, eu înțeleg ce spui tu, pentru că pe termen lung, e clar așa, pe termen scurt, da, este e că sentimentul ăla de șosetă un pic udă este foarte nasol, mai ales dacă nu ești încălcat. Da. Adică dacă da. ești doar în ciorap și ai călcat în ceva, e foarte nașpa pe termen scurt. Mai și nașpa că... decât o muscă. Dar pe termen lung, musca aia chiar te nenorocește. Deci o muscă chiar te nenorocește mult mai grav decât ciora pe un da, da. Și da, e o zonă de umezeală. Uite, acum vreo două luni m-a prins ploaia grav de tot. Eram pe jos, m-a prins ploaia grav de tot. Bă, și m-am udat la picioare, am avut un minut în care am simțit chestia aia de... Uh, da, m-am da, udat da, la m-am da, păi, udat atât de tare că am zis, fuck it, nu mai, gata, sunt, luar la picioare, gata. I went, went da. all the way, da și nu mai contează. Eu așa făceam când eram copil, dacă mă udam așa și mă enervam atât și eram bapula și mergeam așa prin părți și ziceai că am cizme, aici Păi dacă dacă, 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 ești udler, că nu mai, cât de tare să te mai uiți. Da, 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 Și a cincea întrebare, tot de la Cosmiu Gabi, care a avut multe nelămuriri, când a fost ultima dată când v-ați desumflat că v-ați reamintit că totul este meaningless? Puff, cât e ceasul? <laughs> <laughs> <gâng> Bă, n-am, n-am, n-am momente atât de, adică n-am zona atât de gravă de totul este. Nu e totul un min adică, cum să spun, Atât timp cât poți să ai uh, senzații plăcute, superficiale, mă, și alea sunt un lucru. Adică, nu știu. Da, Eu... e tot un min Atâta timp cât poți să-ți dai un, un scorț de dopamină în creier, nu e chiar min tot, totul. Adică, la nivelul ăsta, nu știu de. Exact la nivelul ăla de, știi că a fost în Matrix, băiatul ăla care a zis că el vrea să rămână în Matrix, că e ok Matrix, Da, că... da. Am vrut să discutăm de asta că m-am reuitat recent la Matrix și cât am fost tânăr și am văzut Matrix, eram, da, Nio, trebuie să te lupti cu sistemul, da. bate, exact. Da. Și acum am uitat și am scoaie, eu vreau să fiu ăla. Da, eu vreau să simt gustul la mâncare și să Da, bă, ce bă, mi, mi place foarte mult friptura, așa asta și da. Da, ăla, eu, eu aș fi făcut exact lucru. Și am mai auzit pe cineva discutând despre Matrix, mi s-a părut foarte interesantă abordarea că, bă, mașinile alea până la urmă uh, erau nice. Da, adică puteau să nu facă chestia aia, gen, puteau să nu creeze toată, toată realitatea virtuală în care să-și trăiască oamenii viața. Puteau să nu, adică da. dacă erau interesate. Apropo, uh, au fost foarte, foarte drăguțe mașinile, că au făcut asta cu oamenii, și pentru că eu refuz să cred că suntem o sursă uh, uh, bună, de, bună energie. de energie. Nu suntem o sursă bună de energie. Noi consumăm resurse ca să trăim. Deci, de, da. Asta spune că adică mie mi se pare că mașinile chiar s au dus, bavem, bion chiar au fost la mult, bă, hai să avem grijă de ăștia. Pentru că, serios, acum, oamenii, surse de energie, nu, nu suntem surse de energie. Clar nu suntem surse bune de energie. Noi avem randamentul subunitar, băgăm mai mult decât scoatem din noi. Da, și, acum... da, da. și deci, după ce că ne. exista în continuare specia umană, că putea foarte bine să nu mai există și să-și pună panouri solare sau ceva. Deci, exista în continuare specia umană și au făcut și realitatea virtuală. În care să fie toată În care să fie tot da. toată lumea, ok, și nu știu ce? Băi, uh, I for one welcome our machine overlords, cum era aia din Simpsons Serios acum, deci chiar bravo, bravo, bravo Da, dar uite, Pun... uite, de exemplu, serios, chiar ai alege, de exemplu, locul unui o ce ai alege? Bă, normal că te ia așa valul, știi, te ia valul, adică în prima fază nu cred că poți să refuzi din prima. Ai văzut că și băiatul ăla care a vrut să se întoarcă în Matrix, da, el trecuse, da, 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 da. adică n-a fost, bă, vrei să ieși din Matrix sau vrei să rămâi acolo. Trebuie a, a, să lasă. vezi cum arată și partea cealaltă. Aia îți spun că în prima fază te iau un pic de, bă, hai să, da, hai să luptăm, hai să nu știu ce, dar după vreme ești la modul, bă, aici pe nava asta pute că vă cam bășiți toți ne fugim de santinelele la tot timpul alea și așa, sunt interese mari la mijloc. Despre ce vorbim? Știi, românismul. și despre ce vorbim, domne, că n-ai nicio șansă cu santinelele alea, că s-au înțeles toate. Bă, vreau înapoi Matrix. Mi se pare corect. Eu am impresia, și dacă îi face o paralelă la, la, lume cu, cu chestia asta, am impresia că poți să zici că religia e, e Matrixul și să alegi să nu fii religios e în afară. Uh, da. Am impresia că, că religia e exact Matrixul, sunt niște reguli foarte frumoase, îți dă, îți dă, credința, îți dă sistemul de valori, zici, uite, ia sistemul de valori și trăiește fericit. Știi exact ce e bine, ce nu-i bine, foarte simplu, îți trăiești viața. Ești da. din sistemul de valori, trebuie să -ți... ai libertate, dar trebuie să-ți construiești tu singur sistemul de valori. Și e greu. Și e foarte greu și de căcat. Și ai tot timpul o anxietate și care ți-a pasă pe creier. Și mai e o chestie că uh, e o treabă pe care eu, pentru că nu am fost crescut înconjurat de religie, o, o tot timpul o, o sar cu vederea dar E foarte importantă da. și cred că pentru oameni uh, contează foarte mult. Bă, comunitatea. Ideea de com Plus Deci, Mă duc acolo comunitate. unde sunt. Aia, cu noi. Simțim la fel, gândim la fel, gen, suntem toți la fel, suntem toți împreună, ne sprijinim așa. Adică, valori comune. Da. Și sentimentul de apartenență, care e foarte și important. E un set de valori care nu că unește, deci a reușit să facă ce a făcut Facebook-ul acum mii de ani, că nu există alte căi de da. comunicare. Da. Deci e atât de puternic ca uh, a da omului un sens și a uni. Cât ai văzut că a, a, a fost virală religia. Da. Și tot timpul, să zis, revin un pic la ce spuneam, oamenii, cum să spun, atei ăștia prăjiți, că mi se pare că eu sunt foarte asemănători atei cu veganii. Și asta o spun eu ca mult mai apropiat fiind de atei decât de oameni credincioși. Sunt foarte puțin credincios eu, personal, dar atei, foarte mulți atei sunt la fel de neplăcuți ca veganii aia nesuferiți. Că... la atei la care se referă eu cred că să ia deci fac uh, un selfie, au o fedora și o carte cu Richard Dawkins. Uh... Da, și oamenii care simt nevoie, că adică, simt că e misiunea lor în viață să explice S de să ce religia, în religia. Da. E, faza e că foarte mulți atei din ăștia... Uh, uh, sunt niște cruciați. Da. <laughs> Uh, foarte mulți atleti ăștia dușite a cruciați, ignoră chestia asta de comunitate, adică tot timpul uh, atacă uh, sistemul de credință, atacă uh, așa mai departe, dar de foarte multe ori ignoră faptul că, bă frate, oamenii se simt bine pentru că sunt împreună și îți dă un sentimentul că aparții la o comunitate. N-ai cum să te lupți cu asta. E un lucru foarte important pentru ființa umană să simtă că are un grup la care aparține. Și în momentul în care grupul ăla se întâmplă să fie biserica, tu degeaba zici ăla, păi cum că nu se verifică istoric că tu îmi zici mie că tu la nu interesează să mor eu, deci vânezi muște cu tunuci. Cui pasă de... Eu mă simt bine cu oamenii ăștia aici. Mă duc în fiecare săptămână, vorbesc cu ei, mă ascult, așa, mai bem o cafea, mâncăm o prăjitură. Și mă interesează oamenii dacă istorie. dacă oamenii ar accepta că religia este un sistem de valori. Și problema, eu cred că problema apare când oamenii și au scutul de high ground moral cu religia. Acolo vine problema, când vine și te judecă pentru că tu, tu nu crezi. Da. Și zice eu net superior ție pentru simplu fapt că eu am sistemul ăsta de valori, îți spun da. asta. Și aia de fapt, și vreau să zic că... Da, da întrebarea mea următoare. Ar, ar, fi putut să continue să existe, adică, ar fi putut un sistem religios să continue să existe, vorbim de sistemele religioase mari, vorbim de creștinism, budism, și așa mai parte. ar fi putut să rămână în viață mii de ani dacă nu ar fi fost puternice prin atitudinea asta de excludere a celorlalte sisteme? Adică, ar putea să rămână un sistem religios în picioare și puternic și viu mii de ani în condiții care zice, bă, dacă ești cu mine, ești cu mine. eh da, și dacă ești cu el, alții, ești ok. Eu nu cred că ai forța, nu ai vitalitatea dacă nu zici, bă, frate, ori ești cu mine, ori te Cât duci e în ea, deci mort ești. exclusivist, cu atât își, își doresc mai mulți oameni. Și nu numai că își doresc mai mulți oameni, dar dacă ești înăuntru lui, te simți cu atât mai bine. Cea, bă, noi suntem mm. ăia, noi suntem singurii. Da. Adică asta, de fapt, asta e întrebarea. Dacă nu simți că tu ești singurul care ajunge în rai, singurul care nu știu ce. Mai e atât de important pentru tine? Tu era aia cu două, știi că era o memă cu două, două femei care stăteau pe o pajiște, una avea Biblia în mână, una avea Coranul în mână și făcea, ia uite aici scrie că o să mergi în ea, cealaltă făcea, ia uite și la mine la fel. Adică ce bune, da, 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 Dar faza este că dacă e islamul și creștinismul, două religii extraordinar de puternice, de, de vitale în momentul ăsta anume da? Dacă nu ar crede fiecare despre cealaltă că este greșită și că to toți ceilalți merg în ea, ar mai fi atât de puternică? Da, nu. Dacă e ce, bă, eu sunt creștin, eu ajung în rai, dar și dacă ești musulman, ești ok și ajungi în rai. Păi, dar nu mai e atât de important să fii creștin, nu tu mai e atât de, de bine. că dacă, dacă oamenii religios, cred cu adevărat că ajunge în iad, asta înseamnă că toată planeta merge în iad, automat. A, da. da, da, da. Deci nu există om care să meargă în rai. Pentru că dacă e un nou, dacă creștinismul zice de aia și așa, înseamnă că nimeni nu ajunge în rai. Mă și tu zicești, eu mă gândeam într-o zi cât de complicat trebuie să fie raiul. Pentru că dacă plăcerea este în rai, adică orice tu, dacă zic că nu, rai, plăcere. Da plăcerile sunt foarte ciudate ale oamenilor. Da, dar nu e plăcere da, e plăcere da la Nu e plăcere de fapt, este fericire. E... Auzi, știi ceva? Ia să vedem <laughs> ia, stai un mai am și eu. Da. A, ia. Cum recunoașteți românii când sunteți în străinătate? Nu când faceți show sau când i auziți vorbind. Așa, pe stradă, din gesturi, atitudini, haine. Bă, e foarte interesant întrebarea asta, dar nu știu să spun, dar foarte interesant, că mi s-a întâmplat... Să uh, recunoști? Da. Mi s-a întâmplat în... Uh, în Edinburgh. În Edinburgh. în, în Edinburgh. Edinburgh, în Edinburgh, da, în Scoția, unde nu sunt români. Deci, okay. în Scoția nu sunt români. Hă? E bine, unul, acum fi oriunde găsești da, un român. Uh, Kelnerul era român. Călnerul era român, da, da. La ce mă refer este că Edinburgh și Scoția în general este o zonă în care nu prea sunt români. Normal că sunt oriunde români, dar ca idee. Nu, nu sunt cum găsești români, nu știu, în Cipru, în Italia, în Spania, mergi pe stradă români. Da, da. Și turiști și oameni care stau acolo. În Scoția nu s-au mutat foarte mulți români și nu e o zonă foarte vizitată, nu e o zonă turistică interesantă pentru români. Și e scump, e frig, e, nu e și mergeam pe stradă pline din și erau trei băieți în față, semi bombardiere așa ei. Da. Și am avut imediat asta. Bă, ia arată, ne-am uitat la ce să mai? Și am uitat după ei într un magazin de Adidas și da, erau vorbea un era Frățioare eu, Și a? am mai întâlnit că erau studenți acolo. O... Uh, studenții... Am impresia da. că studenții nu-i prea recunoști. Da, ăștia puștanii erau 19-20 de ani și cam arată... Pentru că și ce cred eu că, că, recunoști, e ceva în atitudine, e atitudinea de aia... Lasă-mă știu... Nu, dar... nu, Nu, vorbea de studenți, vorbea de, 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 România. români, semibombardierea da. aia care... Au, se citește, radiezi atitudinea aia. am fost, au venit, trebuia să iau un plic de la gară din Republica Moldova. Băi și-au venit oamenii aia și efectiv am simțit din atitudine că se vede că vin dintr-un loc mai mai crud. Pe se simte efectiv radiezi chestia Exact chestia Parcă pe toți îi văd făcând asta. Le zici ce faci. Băi tu știi că am văzut asta pe forum e extraordinar. Au țâul ăla. De fiecare dată când stau pe forumuri când mai mă mai interesez de ceva sau nu știu, acum că am mai stat că vine motocicleta, tot stau pe forumuri de motocicliști. Bă, este atât de diferită atitudinea, discuția pe forum în România versus forumuri care sunt mai degrabă uh, Anglia și America, că na, stau pe forumuri în engleză. Mă rog, pe unul din ele, pe un forum de ăsta de R1200R, erau oameni de prin toată Europa care stau pe da. În general, deci restul Europei Știu, e cu români. Da. Bun. Știi care este uh, uh, diferența foarte mare? Românii sunt mai negativiști, mai, mai orientați pe problemă, da. mai, uh, mai cărcotași, mai pe găsit nodul în papură, pe când pe forumurile forum din afară, oamenii sunt un pic mai pozitivi ca atitudine și mai orientați pe soluție. Știi? Uh, am văzut chestia asta, discuții pe forum la noi. Patru, deci vine unul și zice, bă, cum fac să rezolv și eu, că uite, îmi bate, nu știu ce, mi se pare că la frână bate, un nu știu ce. Două, trei răspunsuri sunt la obiect, cu soluții, gen, da, chiar, uite, eu am tras un, am pus o sârmă, eu am fost și... După care de la al cincilea răspuns încolo, încep să vin oamenii să râcă, să... Bine mă că m-am săturat de voi cu sârmele cu astea. Bă, dar ce are mă să? Bă, uite, nu știu, nu vă suport. Da, vai, lua vă dracu, pot. Bă, și în 9 cazuri din 10, la a doua pagină din thread-ul ăla, degenerează în atacuri la persoană și în insulte, nu Fără nicio legătură cu faptul că nu l-ai bătea ceva când frână, adică incredibil cât de mult se găsește unul de papură. Și dacă scrie unul atâta, un roman tehnic despre nu știu ce, garantat în următoarele 2-3 posturi, e unul care zice că greșește, că e o prostie. Bă, dacă e unul care îți face manual de la tehnic, găsește-mă unul că bă, nu e aproximativ 0,6 microni, e fix un micron, du-te în -mi pula mea, că nu te pricep la nimic. Da. Și jur că asta nu n-am văzut pe formul în afară. E, e atitudinea, și ce, și ce, cum se simte chestia, e atitudine de... Las că la vorbele mele. E, da, e un mor de da, mai ground așa de, de nicăieri. E, e un, 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 sentiment, oamenii simt nevoia să caute superioritatea. Tot timpul, da. li se pare că, tot timpul li se pare că e o, un joc cu sumă zero. Tot timpul... da, se, se, simt o țări ca veganii. Uh, înțeleg ce spui, dar eu mă în referam, la ceva. mă referam la ceva. Mă referam la faptul că uh, vor să demonstreze da. Da. tot timpul. Da. Adică, poți să ai o discuție calmă, îți repet, ce vă pe formul în afară. Sunt foarte mulți oameni care, dacă vin cu un pic de negativism de ăsta așa, bă, sunt puși la locul lor, știi? De foarte multe ori sunt puși la modul prietene, Stai calm, băiatul are o problemă, hai să-l ajutăm pe băiat cu problema. Nu intră în morișca aia de uh, atitudini, știi? Bă, dar la noi imediat începe morișca aia de îți arăt eu da. câte lucruri, bă, îți arăt eu că tu da. nu știi nimic. Da. Demonstra. Nu știu de ce avem. cred că e un complex de inferioritate sau ce. de ce tot timpul simțim nevoia să demonstrăm că suntem mai, mai, și se mai... Și mai... se simte tensionată din stat. Uite, am pățit acum că mi-am pus imprimanta să o vând, că mi-am dat seama că nu o să o mai folosesc Așa. și, și m-a sunat m-a sunat un tip, bă, a, fost, a, fost, absolut M-a sunat direct, el voia scandal. Deci clar voia scandal. Deci asta căuta, asta căuta. Eu am pus un preț și el a venit cu 500 de lei mai puțin decât prețul ăla și am zis, bă, hai că ca să fie ok, mergem la jumate. Eu las 250 și el da. lasă 250. Da, split the difference, da. Split the difference. Mie mi se pare foarte fair. Și m-a sunat și a început direct. Deci, frate, deci eu le-am comandat uh, unora niște piese și mi le-au făcut cu 0,6 și am început, am, am început, să mi se plângă la telefon. Și eu am stat și am ascultat și am zis, da, nașpa, și zicea, okay, ce cred că eu nu știu, uh, uh, n-am mai lucrat, am vândut 6 imprimante, deci 10 minute mi-a explicat cine e el. Și, i-am zis, uite, eu dau imprimanta, ți-o dau cu tot cola, cu, cu tot, cu tot ce are, E ok? Și face da, da, uite e bun, e tot, nu știu ce Și am zis ok, o las la, la prețul ăla Nu, nu, deci și-a început să mă certe Și a zis din respect pentru munca mea Din respect pentru munca mea Nu mi-o cumpără și nu mă las așa Cam am să ajung la vorbele lui Am să ajung la vorbele lui și am să văd Și am să găsesc ilumina Deci așa vorbea la telefon Eram... am la... Am lăsat 250 lei la preț, ce mai vrei de la mine? Păi, eu chiar cred că este... Nu, avea chef să certe și m-a sunat. Da, este vorba de nesiguranță, frate. E, um exact chestia aia cu câinele mari și câinele mici. Ai, ai văzut că de obicei câinii mari nu prea latră și uh, da, fac scandal. Da. Foarte mult scandal fac câinii cu cât sunt mai mici. Da. Și așa mi se pare și noi avem energia asta de câine mic, Avem acest small dick energy ca nație, pe bune. Că se vede, uite-te, bă, ți-am mai zis chestia asta, uite-te la comentariile de la clipurile porno. Pentru mine acum a devenit o, o, o specie aparte de entertainment să mă uit la comentariile de la clipurile porno este ceva, am văzut, ți-am zis de deci ce am văzut diferența din nou de site-urile în engleză cu site-urile în română. Bă, site-urile în engleză erau de o pozitivitate extraordinară. Deci erau, cum să spun, am văzut poze cu babe. Babe, zici, nu știu, da, Și erau, bă, dacă erau trei comenturi, erau, vai ce bună e baba. Adică, a, pozitiv. A, pe pozitiv. ce aș fute -o pe doamna, știi? Asta pe, pe site-urile în engleză. Pe site-urile în română, frate, ce deci am văzut la... Deci... E, au l ce -le Da, la... mă, la puștoaice de 20 de ani. Au strâmba asta, au ce are strâmba asta. Zice, Bă, frate, de ce? De ce? Din nesiguranță, frate. Și la filmele online. Și la filmele online? La filmele online. Da. A, da, da. Sunt da. Sunt la film. ce cu căcatul da. da, da. Da, exact, oameni care... Da, asta e o prostie. Ce cu prostie. Da, în general, frate, asta spun, românii sunt foarte negativiști și știu din proprie experiență, treaba asta vine din nesiguranță. Este small dick energy, este frica, small dog energy. Și este cred că e și frica aia de a nu fi luat de prost. Aia, păi spun. Păi aia. aia îți spun. Avem o frică aia să Aia e nesiguranța. Aia e nesiguranța. Uită în fiecare zi că murim. Asta este, da, de aici am putea să un alt podcast. <laughs> <laughs> uh... Și bă, spune, nu, și poate, poate, atunci, a, bine, nu e vorba, că, dar să știi că nu, adică, nu sunt importante apăsările în sine, că nu despre asta e vorba. Astea adică, sunt niște simptome, nu sunt niște cauze. Astea sunt niște simptome că tot sunt negativ și critică și așa. Nu le pasă de fapt, deci, eu sunt convins că nu le pasă de fapt de lucrurile astea. Și Doar vor să, s-ar din frică de moarte, s-ar putea, culmea, din frică de moarte să facă lucrurile astea. Și ți-am zis că omul ăla uh, s-a blocat pentru că eu nu răspund niciodată la chestiile astea, Sunt, uh, pentru că știu ce vor. Deci știu, vor să ne certăm. Da. Și eu pur și simplu am zis, bă, ok. Și s-a enervat și mai tare din cauza asta, dar știa că logic nu poate să zică nimic și a închis. Incredibil. Că era... <trui> <trui> Că nu răspund la chestiile astea, pentru că e, atât, e atâta energie consumată. Cred că și trebuie să ai mult, mult timp liber să faci asta. Da. <laughs> Salut! Dacă îmi place lui CK, Bert Kreischer și Bill Burr, ce îmi recomandați? O <laughs> <O clisă. laughs> da, Dar să știi că diferența între lui CK și Bert Kreischer e foarte mare, adică da. 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 Dacă îți place lui CK, laba, ce să se recomandă? Dacă îți place Brother Crasher, te lași la bustul gol. Da. Da? Deci faci o labă la bustul gol în timp ce zici și... de fotbal american. Cine? ce zici? Sine, Tom segura? Nu, Bill Burr. Ah, Bill Burr, da. Da, zici de fotbal american. Deci, da, te lași la bustul gol, de labă în timp ce vorbești de fotbal american și gata, da, asta îți recomand. nu știu, Tom Segura, este? Tom Segura, Tom Segura, da, uite, Tom Segura. Jim Jefferies de mult. Da. De mult, Acum s-a spolecem. Dax Stenhop. Da. Dax Stenhop. Da. Încearcă Dax Stenhop. Spași care poți la noi aici. Friedlander? Da. Fried Fred Fred da, Friedmiller. Fried Fresh Friedlander. Juda Da. stai cu la mână, deci și tu. Ah, bun, Multe. Ninel Gigel. Ceva planuri de turnee? Ceva planuri de turnee în țară, dacă lucrurile se stabilizează cât de cât. Am anunțat la începutul podcast-ului. Da. Și plus că turneul cu Vio și Costel, despre ce vorbim, pe care l-am pus în primăvară, probabil că o să-l facem în octombrie. Probabil că biletele care sunt vândute au rămas vândute. Oamenii așteaptă așa, cam tot amânat. Probabil că o să-l facem în octombrie astea. Ia și... Brașov, Cluj, Timișoara, toate astea le facem în octombrie cu sala la jumate capacitate, deci o să facem de două ori mai multe show ca să A, deci acel... da. O să, da, muncim de două ori pe aceeași bani cum ar veni, dar vrem să le facem că vrem să mergem, vrem să... Na. Da. Da. să nu mai stau oamenii să ne aștepte un an de zile până când așa. Deci turneul în țara asta o să fie în octombrie, o să mergem prin, prin țară. 2. Ce știți, părere aveți despre proiectul Neuralink al lui Elon Musk? Cum vedeți viitorul cu Humans Enhanced AI? Eu m-am gândit, am avut o secundă, o frică de asta în cap, că dacă se bagă chestia asta și nu mai trebuie să vorbești ca să transmiți emoții, după aceea ne pierdem noi jobul, că cam asta e, folosim cuvinte să transmitem emoții. Da. Nu, bă, eu, da, cred. Mi -e că e, de fapt, eu cred nu, clar, clar că acolo, acolo mergem, da, eu cred clar mm -hmm. că e direcția în care mergem, integrarea tehnologiei înăuntru corpului și a creierului Nu cred că o să mergem foarte repede acolo și în orice caz, până când să elimine chestia asta așa, o să mai dureze foarte mult Cred că o să fie o reacție de opoziție foarte puternică Și mi-a plăcut mema aia, absolut Hai. incredibilă cu Bill Gates care... Bill Gates se zice că bagă chip, nu iau niciun vaccin în Bapula, da. vine Elon Musk. Vă da. bagă asta direct în, în creier, creier da. și eu vreau. Da, da, da. și da. că oamenii n-au -au, atât, adică da, de nu Elon Musk... Nu, da, nu de... sunt aceiași oameni, că zic că aia că, că, le e frică că le bagă Bill Gates chip un vaccin și aia care sunt așa, nu sunt același, aceiași. Dar și ce am impresia? Faptul că asta cumva a venit pe față și a zis da, vă bag în creier, s-au liniștit oamenii și s-au și -au dat seama că nu mai e conspirație, că dacă ți-a zis direct pe față, da, da, da. bă, ți-l bag în creier. Știi care e faza interesantă apropo de implanturile neuronale? Este că... Uh, Știi de toată treaba cu uh, theory of the mind și asta, că durează o vreme până când îți dai seama că și alți oameni, când ești copil și crezi... până când alți oameni uh, și știi au nu... aceeași complexitate de da. gândire, da. Și... și știi că noi niciodată nu putem să știm că de aici vine și chestia asta, că niciodată nu poți să știi cum văd alți oameni culorile și cum experimentează toate. Adică nu avem uh, acces la experiența directă. Da. unei alte persoane. Asta mi se pare interesant dacă o să poată să facă implantul astea neuronale. Aia mi se pare că ar putea să fie un salt evolutiv dacă poți să ai acces direct la experiența unui alt om. Da. Pentru că atunci o să Adică intrăm amândoi mai în cameră, da? Uh, și eu zic, bă, ție -ți miroase a căcat aici? Și tu să faci, conectează-te și vezi a ce miroase. Sau să pot să mă conectez la, la, implantul tău și implantul tău să mă facă să miros ce miroși tu. Mama mea, aia, aia o, să, o, să, aia o să fie next level. Păi aia spune, ar fi un salt evolutiv extraordinar de mare. Să poți să ai acces ne, nemijlocit. La, nu Pentru că că în, sau... în cuvinte, în da. cuvinte se pierde foarte da, multă da, da, informație. Să Am acces nemijlocit, asta e cuvântul pe care cuvânt. Nemijlocit, nu de. Acces nemijlocit la experiențele tale. Bă, se de, și îți dai seama cât de dubios este să te fuți cu cineva bine. cu care are că și să ai -way. Și să simți... de fiecare să simtă ambi Holy shit. Da, asta zic că e foarte. Aia mi s-ar părea foarte interesant. Păi industria pur dezvolte, o să dezvolte, a, o să clar, dezvolte asta clar, în primă clar. Oară. Industria pur nu a dezvoltat multe chestii. Aoleu, îți dai seama cum ar fi deci să intri pe Pornhub și să fie POV, dar să, să fie experiența directă. Deci, de azi, deci ăsta e, următorul step este să fim în deliacan în Matrix și da. să simțim plăcere constantă. Da. Să se, să se inventeze un lucru care uh, îți taie abilitatea de a crește toleranța la ceva, și gata. Da, Aia. da, 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 deci, da. Și după aceea te conectezi cu ăla și da. simți plăcere, și gata. Da. Permanentă. Bravo, Elone! Bravo, Elone! Da, și Bravo. vreau. E, Ia vezi, ce mai e Da, s-ar putea. Fi <coughs> da. Ați fost pe undeva prin concediu, ce v-a enervat mai mult, da. ce v-a plăcut, nu prezintă interes. Nu am fost nicăieri în concediu. Nu am fost nicăieri în concediu. Pentru că s-a întâmplat o chestie. Zis, da, -a, nu știu dacă ai -a prins. S-a da, e de, de, un virus ceva. S-a panicat lumea un pic, așa. Și da, da. Hai să mai răspundem la unul și să ne oprim, da? Bun. Salut, Alex Scholler. Vă urmăresc de când ați început podcastul. M-am mutat în Londra de un an și jumate și nu cunoșteam pe nimeni. Ascultându-vă, mi-ați făcut tranziția mai ușoară. Vă salut și vă respect. Sper să vă văd aici în Londra la un show. Hm. Da. Da, răspunsul este asta da. Asta e răspunsul. <laughs> mulțumim, da, mulțumim mult, Mulțumim foarte mult, da. Mulțumim mult. Și nu știu cum am făcut noi să... Adică tu dacă ascultai podcast tot timpul, cum ai cunoscut oameni? Dacă erai tot timpul cu podcastul în cum ai cunoscut oameni? Nu înțeleg, dar mulțumim. Nu, mult. probabil că, făcut, că, la podcast te simți mai... simți prezența unui om în viața ta. Da, bine, e chestia asta pe care foarte mulți oameni din afara ei ne-au că e ca un fel de canal de da. Da. legătură cu țara și... Da. da, adevărat. Uite, eu acum îmi dau seama. Pentru că dacă aș fi stat în, în Germania, clar aș fi urmărit toate podcasturile din România. Și numai să auzi... Da, în primul rând, auzi limba, care da. dacă stai mult într-o țară, mulți nu zic de chestia asta, dar să auzi româna, te bucuri atâta de tare. E cel mai ciudat sentiment din lume te bucur că ești uh, înțeleg, înțeleg fără da, să da, mai da, handlez, da, 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 Și după aia, maxim 2-3 minute, îi zici lui la, băi, tu nu știi cine sunt, te ascultă, mă, pe ascult. Și zici, a, da, am, am plecat. Cam Hai, asta -i. Ce tare. Bă, ăsta a fost asta episodul. Mulțumim mult că ați mers cu noi. Pălăria nu s-a golit. Mai avem aici în continuare, ca să înțelegi cât de multe întrebări primim pe Patreon. Asta tot ce am citit aici a fost ce a, rămas ce a rămas și mai avem încă una, două, trei, patru, cinci, șase. Deci mai erau încă șase, un eseu. dintre care una este... E de la tipul de la ploiești. Asta. Deci una una dintre este întrebări este... De este eseu, eseu Statisticile arată că umanitatea devine mai bună, mai morală, mai puțină crimă în general. Asta hai, să cit, hai, să cit, da, hai să citim asta. Și nu răspundem nimic, doar citim asta. Da, da, și să răspundă oamenii în comentarii. Da, chiar, chiar ce bine, extraordinar. Statisticile arată că umanitatea devine mai bună, mai morală, mai puțină crimă în general. Și deci, de ce extraterestrii nu ar aduce bunăstare, de fapt, dacă sunt mai șmecheri? Noi suntem cel mai haios specimen al planetei, deci scenariul cel mai plauzibil îl văd să ne folosesc ca pe animale de case exotice, ceea ce ar putea fi favorabil. Statisticile arată că și vegetarianismul crește exponențial, mai ales în mediul academic. Fratele meu, de exemplu, a terminat magna cum laude de la Harvard și a fost profesor la cele mai prestigioase universități din lume. Căutați și prea am cu pe Wikipedia, iar majoritatea colegilor lui, matematicieni, fizicieni, cuanti și biologi, au observat că sunt vegetariani, spre 80-90%, aș spune. Deci, dacă cei mai inteligenți oameni din lume s-au adaptat la piața internațională care îți oferă orice vitamine, fier, proteine, tot ce găsești în carne, Asta pare destul de obiectiv evoluție, că suntem așa departe în evoluție, că nu mai trebuie, în civilizație, că nu mai trebuie să omorâm ca brutele alte ființe, putem fi mai delicați. Evoluția apare clară. Femeile votează, negrii nu mai sunt sclavi, credeți că va mai dura mai mult de 100-200 de ani până să înceapă interzicerea omorârii de animale? Peta nu stă degeaba. Deci și extraterestrii, dacă există, care sunt tehnologic superiori, probabil că au trecut deja de acest prag cultural-moral, iar șansele să fim livestock ar fi mici. Așa că tot la teoria cu animale de casă rămân. Pare foarte plauzibil. Noi ce am face dacă am ajunge pe altă planetă și am găsit niște cute aliens? Umanitatea iubește necunoscutul și îl iconizează. S-ar face păpuși cu ei și alte mărciuri, sigur. Deci de ce nu crede Teo sau autorul acelei cărți că extraterestrii ar putea fi benefici? Eu dacă nu aș fi extraterestru, m-aș duce pe alte planete și aș băga sonde în cur la, la tot ce Poate ne materializează a... ei mâncare și ne dematerializează caca și pipiul și ne învață știință în staff. Mie mi se pare normal. Dar poate am baie subiectiv că să fac show în costum de extraterestru în fața sute de oameni. <laughs> Extraordinar pe final, a dat-o perfect. Dar poate am eu băiatul asta că mă dădeam extraterestru și am eu părerea asta bună despre ei. Super, super. Anyway, please prove me wrong in a funny way sau măcar cu scheme boring genes de logică și etică aplicată că știu că te a fost debater. Dar nu. Deci, în orice caz, zic că nu, nu răspundem. nu, răspundem. și. Ceea ce e greu, adică pentru voi facem asta. Da, îmi place ideea. Deci, pe scurt, ideea omului este că dacă o să vină extraterești, probabil că nu o să ne folosească drept hrană, ci o să ne folosească drept animale de companie, da. pentru că probabil nu mai mănâncă. Mama mă, și ar fi oricum, pentru că chiar nu poți face nimic, pentru că ea, dacă sunt net superiori ca inteligență, nu prea e ce face. Că o să fim cum e un câine la. Noi. Întrebarea este următoarea. Deci, asta este ce a spus omul, pe scurt. Întrebarea este următoarea, și la asta aș vrea să ne răspundeți din nou cei care au stat cu noi până acum, -a aproape răjmat. Ați prefera să fiți mâncare sau animal de companie? Dacă ar fi să vin extraterestri, ce ați prefera? Să fiți uh, găini sau pisici? Găină. Nu Găina Găină. Ești tăiat, ești mâncat. Da. Dar rămân e cu demnitate. Nu? Da, da, da. Rămân cu demnitate. Um. Da, da! da. da. Stai, 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 că de asta am trigăruit regia Pisicile și cam fac, adică știi cum e și faza aia, că noi suntem oarecum sclavi, da, da, da. Sclavi la ele. Mm. Deci, nu, fi, nu, ce ai prefera să fii, găină sau peștișor în acvariu? Aia Bine, e întrebarea, știi? Da. Deci asta e întrebarea pentru și eu cred că adică nu știu, cred că ar fi și mai ușor să lupți împotriva lor dacă ai ști că sunt niște organisme, niște ființe care te mănâncă, știi? Mm. Și cred că ar fi mai ușor de organizat rezistență împotriva lor. Dacă te mâncă. Da, decât dacă o să Nu are mând, lasă găina, eu o... Băi, tu ai auzit vreodată o analogie? E o metaforă peste capul tău. Exact. Am dat. Exact. <laughs> Da, mă, cred că ar fi mai ușor de organizat rezistența dacă ar fi, bă, ăștia ne mănâncă, pentru că altfel ar fi oameni care există, exact ce vorbeam de băiatul ăla care uh, uh, s-a întors în Matrix, ar fi oameni care zice, bă, da, e mișto în dă de, de mâncare. Ah, dacă -a. -a -a. ar fi acvariu de la da. Da. Nu știu, asta sunt. Eu nu vreau să știu că sunt, uh, sunt sclav. Păi, ai ști clar, adică nu e vorba că, adică, aia cu Matrixul, că în Matrix el nu știa ce se întâmplă, știi? Dar da, dacă, dacă ar fi să fii animal de companie la extraterestri, aș îi, ști. ști. Asta e. Dacă aș ști, n-aș vrea. Da, da. Vrea. Dar uite, la asta suntem curioși să ne spuneți în comentarii ce ați prefera să fiți, mâncare sau animal de companie pentru o rasă superioară de extraterestri. Vă mulțumim mult din suflet. A fost un episod foarte ciudat, eu m-am simțit foarte ciudat la episodul ăsta, că a fost și un fel de Q&A, n-a fost un episod regular. Da, eu cred plăcut. că e din cauza la lumina asta. E... Da, suntem și aici în decorul de la uh, întreșor. între Și lumina albă e. mă face în două stare ciudată. Da, eu și am... mă simt cam mol. Da, da, și te, te face mai alert și mai da. anxios puțin. Da, da, da. De la lumina galbenă din club mă simțeam mult mai relaxat. Să știi că da. Și chiar cred că e de la lumină. Ciao.